Fiecare călătorie începe cu un pas. Fiecare aventură începe cu o curiozitate. Fiecare carte începe cu o pagină. Fiecare poveste începe cu un cuvânt. Fiecare lider începe cu un vot. Și aceasta este direcția spre care mă îndrept. Fiecare călătorie începe cu un pas. Fiecare aventură începe cu o curiozitate. Fiecare carte începe cu o pagină. Fiecare poveste începe cu un cuvânt. Fiecare lider începe cu un vot. Și aceasta este direcția spre care mă îndrept. Fiecare lider începe cu un vot. Se spunea în clipul preelectoral pe care l-ați văzut mai devreme. Suntem la Vestea Tic Tac, emisiunea care spune pe bune. De data asta, și cred că așa va fi până la ziua alegerilor în iunie, într-un format de promovare. Titlul emisiunii în această seară: din mijlocul oamenilor revoltați. Invitat Marian Bulai, PMP, candidat primar de Sagna. Bună seara, bine ați venit! Bună seara și bine v-am găsit! Sunteți unul din invitații care ați venit așa cu câteva minute înainte. Îmi spunea un coleg al nostru de partid: domne, ăsta e om care muncește și în campania electorală și în campania agricolă sau altceva. Ce vă ocupați, domn? Cine este Marian Bulai? Aveți numele la doi deputați din Neamț. Nume sonor, da. Da. Cine sunteți, cu ce vă ocupați? Da, bună seara și tereze spectatorilor și celor care ne ascultă. Mă numesc Marian Bulai, candidez la Comuna Sagna, de postul de primar și consilier local. Sunt născut în 1981, 10 iunie, chiar după alegere anul ăsta voi sărbători chiar și ziua mea de naștere. A, deci pe 10 iunie puteți sărbători doi în una. Două motive, da. Da. Da, dacă bunul Dumnezeu să ne ajute, cu siguranță. Am 43 de ani, după cum v-am spus, sunt căsătorit, am două fetițe minunate. Câți ani au? Una are 12 ani și una are 8 ani. Ba, eu cred că amândouă se uită acum la noi, da? Da, mai sunt activități până la 6, nu cred, o să vadă oricum, da, după emisiune. Da, lucrez, am terminat studiile electrotehnică în Italia, la Padova, la Institutul Marconi. M-am retras în 2006 și sunt antreprenor și producător local în Comuna Sagna din 2006. Producător de ce? Producător de cereale și cultura mare și vegetală și zootehnie, lapte și brânzeturi locale. N-aveți livadă? Nu. De asta a trebuit să mă duc eu azi să completez recuzita PMP-ului. Apropo, emisiune pe bani. Azi am cumpărat merele din banii mei, să știți, pentru ea care mi-au grijă. Deci trebuie să faceți ceva, să puneți și o livadă, ca la alegerile viitoare să fie pe rod, să avem recuzita asigurată de la Sagna. Cu siguranță. Avem deja ceva în curte, dar nu pot să mă laud că, spunând că dețin și livadă de mere sau livadă de cerești sau altceva pomicol. Nu. Lucrez cultură mare vegetală plus un mix de zootehnie, de vaci cu lapte. Ca și producător în comună... Vaci cu lapte câte aveți? 100 momentan. Stați un pic, mic producător, 100 de faci. Da, 100 de capete, 110 da. Chiar, mai sunt niște viței, dar la mulți... Dar dacă țipă toate odată că le e foame, se aude de la Luțca până aici. Aoleu, am zis Luțca, ajungem și la treburile mai puțin plăcute. Da, așa este. Da. Și după cum vă spuneam, de când m-am întors, am evoluat foarte mult, am, ca și întreprinzător, vă dați seama, evoluția a fost și direcția mea a fost de atragere de fonduri europene, pentru că ducem lipsă de personal în ziua de astăzi și atunci, gândindu-mă și venind de afară cu acea dorință de a face și a demonstra, am accesat două proiecte, adică valoare de milioanele de euro. Am schimbat tehnologia toată, practic am ajuns la cultura vegetală să lucrăm cu minim til, ceea ce... Cu ce? Minim til este o tehnologie, de vârf din care lucrăm foarte, foarte performant. Tractoare de alea care merg singure și le conduceți în laptop, da. Din controller. Da. Chiar da. Pe bune? Nu chiar de laptop, dar fără să acționezi volanul. Stai doar ca operator în utilaj. Și după cum vă spuneam, am investit foarte mult pentru că să eliminăm mâna de lucru. Nu e o problemă generală, doar o știți bine da. Cu toții. Și asta a fost dorința mea. Am investit, am ajuns. Revoluția industrială care a diminuat din forța de muncă a început acum câteva secole bune. Da, da. Și suntem în continuare într-o revoluție industrială. Din ce în ce mai, și mai accentuată. În curând o să ne bem cafeaua cu roboți. Da, deja în lume se practică. Da. Da. Și vă dați seama, am accesat aceste fonduri europene, am evoluat, am candidat la primărie Sagna de vreo 3 ori, asta e a 4-a oară. Am candidat chiar pe lista celor de la PNL în 2008, apoi de a 3-a oară când candidez la PMP. Sunt consecvent cu acest partid pentru că, într-un fel, mă reprezintă. Sunt oameni tineri, oameni de valoare care și-au exprimat mereu poziția și dreptatea, ceea ce am făcut-o și în Consiliul Local. Am scos la iveală multe nereguli care s-au întâmplat. Am evoluat și pe plan local ca și cu business, dar și ca și om, familist, cum sunt. Soția cu ce se ocupă? Că eu trebuie să-i scodesc tot. Lucrează tot în firmă, ea ține partea economică, eu țin tehnologia de vârf plus contactul cu oamenii. Ea e aia care vă spune, avem atâția bani în cont, nu mai avem, mai strânge cureaua. Da, ea este economă, și familie și societăți. Da. Deci lucrurile au evoluat în bine, dar motivul și care sunt astăzi aici, am venit foarte supărat pentru că se vehiculează foarte multe vorbe aruncate urât la adresa mea, că nu m-am plecat, mi-a oferit contracandidații bani, atunci când l-am pus pe domnul Vici. Deci suntem în perioada în care se scot scheleți din lap. Dacă nu sunt scheleți, îi inventăm. Deci ne-am acum imediat. Da, da. Și chiar de-aia am și venit și vreau să-mi pun punctul de vedere, că nu am nimic de ascuns Și... Deci, dumneavoastră pățiți precum mai pățesc și alții, ci că, domnule, zi de zi aflăm lucruri noi despre noi, da, înșine. Da, 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 chiar e uimitor. Da, deci ați luat noutăți. Da, deci, noutăți. Ați văzut palma, v-ați vândut? Da, am vândut votul, mi-am făcut economii, plusuri, minuni. M-am mirat, pur și simplu, la un prieten astăzi, că mi-a trimis un mesaj spunându-mi că, vezi, Marian, dacă după acea lansare a candidaturii care a fost la Căminul Cultural din Sagna, îmi trimite acest mesaj și îmi spune că eu am venit cu plăcere, n-am venit ca un spion, n-am venit ca nimic, ca o trimis acolo, dar îmi pare rău pentru că am auzit la Radio Șans, chiar bine spus, Radio Șans, vorbele lui și vreau să redau ceea ce mi-a scris, că m-am cam supărat. De aici am plecat foarte nervos și am ajuns și foarte agitat la dumneavoastră în emisiune. Da. Dureros este ceea ce am auzit. Sursa este Radio Șans sau podețul de la drum. Faptul că ți s-a fi promis o sumă frumușică de domnul actual Gelu. Total, total greșit. Dar și chiar dați capul cu ce românul, da? Da, fiindcă în cazul ăsta, chiar așa spune, îl defavorizez pe domnul Vici. Eu cred că în lumea asta, am zis-o și duminică și o zic și acum, toți avem dreptul la candidatură. Bineînțeles. Democratic. E Primul drept al omului, cred. Din punct de vedere administrativ, din punct de vedere al altor drepturi, dreptul la liberă exprimare și altele. Dar și dreptul la vot ține tot de liberă exprimare a unei opțiuni. Și a candidaturii, la fel. Doamne, eu cred că pot conduce mai bine obștea. Corect. Pot organiza mai bine. Corect. Asta vreau să și spun eu. Iar la cei la Sagna, să mă ierte Dumnezeu, acum nu vreau să fiu curcotașul pe zona aia, dar era odată o vorbă, eu cred că mâine în primăria Sagna, dacă am pune și o mătură, ar livra un management administrativ mai competent. Că am auzit că Sagna, ca și o altă comună, sunt printre primele trei din Neamț, nu s-a întâmplat nimic în ultimii ani, ca și proiecte, ca și... Așa este. S-a făcut podul ăla de la Luțca și am ajuns vedete naționale. Da, din concav în convex și apoi a ajuns fapte... Fapte, nu vorbe. Da. Chiar așa. A ajuns pe brând. Și că podul de la Luțca s-a prăbușit. S-a dărâmat. Podul de piatră s-a dărâmat. Da. Da. Niște surcele supărare. De beton în proalbi. Da. Așa este. Din păcate așa este. Așa am fost conduși și noi suferim și noi ca și comună și multe alte comune din zonă din cauza acelui pod care nu sunt speranțe. Când facem o precizare tehnică obligatorie, podul de la Luțca este pe un drum județean, deci administratorul lui este Consiliul Județean, instituția care l-a și reabilitat atunci, așa, pe repede înainte, cu pozici, poze, festivisme. Știți ce m-am întrebat mereu? Doamne, eu recunosc că n-am scris despre podul de la Luțca înainte, cum au scris alți colegi de-ai mei. Nici nu trebuie să scriem toți același lucru, de asta suntem mai mulți. Am citit cum oamenii din sat auzeau noaptea niște zgomote ciudate de la acele traverse, da, hobane care se așezau până crăpau. A știut tot satul, numai cei din primărie care trebuiau să tragă de mânuță pe cei de la CJ. Bă, băieți, podul ăsta cred că era unicat în România, în lume, era un pod care noaptea răgea, că e zgomotul ăla exact de răge de animal. Așa este și eu sunt convins că ei au știut, dar n-au vrut să se implice. Ori... Cum să supărăm pe șeful de la județ? Păi sigur, păi nu era tot PSD-ul și la CJ, nu era și la Sagna și este și acum tot PSD-ul. Păi sunt filmulețe comune din perioada reparațiilor, da, în care era președintele de atunci al CJ-ului, Ionel Arsene. Și aici avem o regulă, indiferent cine spune numele Arsene, inclusiv eu, apare precizare obligatorie, paranteză, infractor fugat. Asta e realitatea judiciară a omului și cu domnul primar de Sagna pe care îl aveți acolo, erau amândoi veseli, pregăteau șampanii, bubuituri, artificii și numai bine bubuitura a fost de la pod. Bubuitura cea mai mare a fost dărâmarea lui, da. Cum ați aflat în ziua aia ca să prăbușit? Foarte... Măreața realizare CJ, primăria... Vă spun cu inima pe suflet că am avut emoții când am auzit, pentru că soția cu cele două fete a trecut cu 200 de metri. După ele a căzut acel pod. 200 de metri cu mașina? Da. Deci trecuse și a făcut 200 de niciun minut. N-a ajuns la ieșirea din satul Luțca, cine are prezent. Da. Și în urmă s-a trecut despre Sagna spre Luțca? Despre, da, despre Sagna spre Luțca. Și s-a auzit acea 20 secunde. Minut să spunem nici. Deci Dumnezeu a vrut să nu se întâmple o catastrofă. Și cu oricine altcineva. Știind că merg în Roman, știind că a plecat din curte și i-am salutat, imediat am pus mâna pe telefon și am sunat să văd ce s-a întâmplat. Și am zis că eu sunt bine, au auzit o mare bubuială. A sunat inclusiv socrul meu și a întrebat că unde sunteți, că duc de la Luțca să rămân. A fost o adevărată... Până s-a murit, până s-a răspunde la telefon, am rămas fără aer în piept, să spun, foarte... E crunt, e de film, dar pe care îl trăim. Norocul nostru că n-a fost morți acolo, nu s-a întâmplat foarte mare lucru, doar aceste betoane care le-au ei cu mâna lor, le-au pus, tot ei le-au tărămat. Am pățit odată, cred că în 2009, eram undeva în Suceava, mă duceam la cineva, într-o vizită privată, inundații, eu mă uitasem și știam că în zona aia nu trebuie să fie inundații, erau în țară coduri roșii, dar s-a rupt un iaz în zona Horod și am trecut pe pod, eu bazat că domnule, eu aici nu e nimic și când între timp am văzut că s-a schimbat problema, am scurtat acea vizită și am dat să ne întoarcem înapoi. Și când ne-am întors, ne-a oprit poliția, ocoliți și zic, doamne, ești nebun, la jumătate de kilometru este un pod, îți trec pe el. Și a spus, podul nu mai este. Deci podul căzuse nu la 20 secunde, căzuse ca la jumătate de oră, 40 de minute după ce trecusem eu pe el. Dar la fel am avut câțiva ani ideea, bă, de dacă cădea când... Da, da, se poate întâmpla. Dar mulțumesc polițistului care a zis, iar la un moment dat, ne-am întors, cred că am ajuns în Rădăuți, nu vreau să greșesc orașul, la marginea orașului, dar până să ajungem în orașul ăla, era un drum în câmp, unde, pentru că venea apa și din precipitații și din iazurile sparte, că s-au spart vreo două, nu mai vedeai ce e câmp și ce e asfalt, era o peliculă uniformă de apă. Și un alt polițist a spus, ok, mai aveți nu știu cât, dar nu repede, dar mergeți hotărâți. Că uitați, el se uita la bocancii lui. Îmi intră deja apa în bocanci pe deasupra. Deci, și vreo o perioadă de timp am rămas cu, doamne, ce se putea întâmpla așa și dumneavoastră, doamne, nevasta și copiii. Vă dați seama, da, am trecut. Dumnezeu a vrut să fie bine. Da, mulțumim de Dumnezeu din punctul ăsta de vedere, dar totuși suferim și pe nedrept, pentru că se joacă cu banii noștri, banii contribuabilor, inclusiv Consiliul Județean, și n-a făcut niciun demers pentru ca să poată să reabiliteze, să pună... Au scos restul. Au scos, da, dar tot pe bani grei. Pe bani mai muzică de reparația și după un an și ceva. Și acum ce că așteaptă să se împerecheze, nu știu ce. Da, proibiția. E Aria 2000, așa se numește la zona respectivă și când e proibiția... Cum să zic, eu respect natura, îți băiat crescut la țară, ca și dumneavoastră. Între interesele și viața oamenilor din zonă și trei peșteșori, eu cred că ar trebui totuși să primeze viața omului, corect. Că eu mă uit și la ăștia care dau nouă lecții de pe afară, nu mai tăiați voi, să faceți o pârtie în munte. Dar ei au făcut deja pârtile, ele au, unde trebuie. Da, nu le trebuie. Sau cu alte. Nu mai tăiați voi, sau tăiați voi copacii dacă îi ia firma noastră. Da, corect. Și cumpărați voi după aia la prețuri de 30 de ori mai mari ca poliție de la Ikea. Corect. Da, asta se întâmplă din păcate. Nici măcar ne-au mințit cum trebuie, au venit imediat, au trimis armata spunând că ne face un pont de pontoane, doar promisiuni. Dar n-au vrut să plătească, pentru că armata nu avea ea cheltuielile asigurate, trebuiau să plătească cazarea la niște oameni și mentenanța, nu o sumă colosală, și au refuzat cei care conduceau CJ-ul atunci. Nu, să refuza să plătească. E trist, ce să mai, că noi acolo suntem câteva comuni care suferim, nu numai că ocolim, avem uzuri la mașină, avem combustibil, avem bien motiv. Între Sagna și Luțca, că vorbim de cele două sate componente ale comunei Sagna, pentru cei care nu cunosc chiar deloc geografia zonei, că eu o cunosc un pic, Pe direcție 1 km și ceva, ocolind, că toată lumea cea e dat din Roman. Stai, domnule, dar oamenii nu stau numai în Roman. Sunt oameni în două sate din aceeași comună. Rude, familii. Ei, ăia au cules vreo 20 ceva de kilometri la un singur drum. Corectați-mă dacă greșesc. Ei, faci două drumuri, 40 de kilometri. Și sunt familii tinere într-un sat, cum sunteți dumneavoastră, care au părinții în satul celălalt și invers, adică... Da, este trist, dar adevărat. Și nu numai, mai sunt alte comune, într-adevăr. E greu, pentru că nu e numai o singură comună, este și Doljești, este și Bură, este și Boghicea, Stănița, este... Bun, eu înțeleg că nu e drum comunal, e al județului, dar primarul, de aceeași culoare cu județul și înainte de fuga celebră din martie anul trecut și acum, ce le zice oamenilor? El nu are nicio treabă. La toate insistențele mele care am avut în Consiliul Local, întrebându-l de acel pod, mereu... Nu mă întrebați pe mine, întrebați Consiliul Județean. Bun, dar tu primar nu poți să întrebi. Eu zic răspunde mai repede la telefon. Eu asta am și zis, domnule, dar noi s-a făcut și un fel de manifest. Am ieșit cu toții să protestăm pentru acest pod. Dar degeaba dacă n-au ieșit ei ca primari, că nu numai la noi la Sagna este primar PSD, este și la Băra, este și la Stănița. Deci avem o majoritate acolo mare și de primari PSD-ști care nu și-au dat interesul să ducă, să facă ceva. Se pune presiune pe autoritatea care răspunde de drum. Bă, ne bată ea cu sapele. S-au afișat, în 2020 s-au afișat pe podul ăla și au câștigat electorat. Deci vor face și acum poze, vor spune o rază al pod, când? Ca și Spitalul Județean, ca și Poiemul, și dacă lumea vrea, votează în continuare așa, dacă... Corect. Eu sper totuși comuna care o premiez și vreau să o conduc dacă se poate și o să-mi acorde această ocazie și această încredere necondiționat cetățenii Sagna, este dorința mea de a bate la ușile astea instituțiilor mai de sus pentru a rezolva aceste cazuri, pentru că s-a văzut, acești oameni n-au vrut. Nu pot sta nepăsător atâta timp cât toți cetățenii... Scuzați-mă, care la cazuri de genul ăsta, sau pentru o investiție foarte importantă, ele se duceau și se legau cu lanțurile, la figurate, evident, de ușa CJ-ului, de ușa guvernului. Am văzut primari care nu fac cu guvernul, noi nu plec de aici, că mă așteaptă oameni acasă, nu cu promisiuni, cu soluții, domnule. Da, corect, da, așa, eu așa sunt, chiar le-am spus la colegii mei la PMP. Eu mă rog să ies și insist, fac campania corectă și vreau să fiu corect față de oameni, să le spun lucrurilor pe nume, dar dacă voi ajunge, o să aveți probleme cu mine, o să vin, mă dați afară pe ușă, o să intru pe geam. Pentru insistența și dreptatea omului să pot realiza lucruri bune în comună. Nu doar vorbe. De vorbe suntem sătui. Eu m-am săturat din 2006, de când am venit în țară, m-am săturat doar de promisiuni și vorbe. Comuna Sagna suferă la nivelul dezvoltării enorm, enorm. Conduce această primărie de 27 de ani, face 28 de ani acum. Și noi suntem repetenți la atragerea de fonduri europene. Îmi scria cineva mai devreme pe WhatsApp și în continuare vă știu eu, încurajez să-mi trimiteți mesaje pe WhatsApp, în pagina de Facebook, unde vreți dumneavoastră, dar repet, doar în pagina de Facebook, că nu pot urmări toate share-urile din grupuri. Îmi spune cineva că acolo e o problemă și cu rețeaua de apă, în sensul că nu prea există. A fost un... Câte sate are Sagna? Păi, comuna Sagna e formată sat Sagna, Luțca și Vulpășești, 3 sate. Bun. Au apă toate? Nu. Din potrivă, este o problemă foarte mare și de ce... Acolo, pe malul Siretului. Malul Siretului. Da. Și vă spun și de ce. S-a făcut un program SAPART în 2004 pentru rețeaua de apă și canal la Sagna. În 2004, abia în 2020, a reușit să-i dea drumul la un număr de vreo 200 și ceva de persoane legate la acea rețea. Și celelalte... Chinieșul făcea un oraș în 14 ani. Ce? Să vorbim, am rămas... Deci 3 țevi și 2 cămini. Ne întreb că de ce nu se poate. Eu n-am înțeles nici acum de ce nu s-a reușit. Și numai în Sagna, deci este apă? Doar pe centru Sagnei și unele 2-3 străduțe, atât. Nici în Sagna nu avem peste tot. Vulpășești nimic, Luțca nimic. Deci, și nu numai, e accentuat așa. În 2024, da, cu un primar care e primar de 7 mandate, da, 28 de ani, da, acuși, din 3 sate, 2 n-au avut niciodată apă curentă. Și jumate din Sagna. Dați seama ce... Acum, eu nu pot să-l întreb pe acel primar cu ce curaj, să nu spun tupeu sau obraz, își ia lunar salariu. Te întreb pe oamenii ăia. Și credeți-mă, chiar dacă e bulină cu emisiune de promovare, undeva în mine bucata aia mică de jurnalist nu pot să o opri. Bă, oameni buni, pe bune, adică sunteți lângă un oraș, în zonă metropolitană, acum se punesc casele între cele două UAT-uri, pe malul Siretului. N-aveți pod, podul a fost în apă, dar n-aveți apă în case. Și voi sunteți mulțumiți de ceea ce aveți. Eu urez candidatului în această seară, cum le urez la toți candidații, succes. Eu vă spun, în Sagna, sincer, nu vă place invitatul meu, votați pe alții. El o să vă spună în partea a doua a emisiunii de ce este el mai bun. Dar dacă nu faceți o schimbare acolo, pe bune nu vă mai plângeți, că vă meritați soartă. Scuzați-mă pentru monologul ăsta, așa, da? Așa este. Dar... și nu numai. Acești oameni suferă și din cauza climei. Noi de 3 ani de zile la Vulpășești avem apă doar cu porția, se aduce doar cu o cisternă, și tot la instanțele mele din Consiliul Local, unde să achiziționăm cisterna și să ducem să facem ceva în sensul ăsta. Dar orice sat din România e îmbătrânit, sunt bătrâni singuri, copiii plecați. Se plâng, se duc și își cumpără apă potabilă la sticle de la magazin să-și facă o mămăliguță. Hai da. Deci este strigător la cer, la Luțca dincolo, că spunem că este pe malul Siretului. S-a făcut analize, cetățenii care au fântâni, au făcut analize la apă, le-au ieșit cu nitriți, nitrați, o problemă iarăși care la Luțca acolo, din cauza cisternilor de dejecții de la firmele de porcine din zonă, se transportă pe acolo și se dau pe câmpuri. S-au infiltrat în pânza freatică și au găsit în analizele apei, care ei îl consumă la bucătărie și peste tot, se consumă acea apă cu dejecții de porcine. Deci este strigătorul acesta. A fost sesizată autoritățile, s-au făcut analize, inclusiv la balta aia, care a fost și ea este infectată cu tot și toată apa mizeria, care toți cetățenii au făcut să ajungă în felul ăla, au pus mână de mână, la mână un grup de cetățeni și au curățat-o acum pe timp de secetă și au făcut-o cumva mai frumoasă, dar apa este imposibil de consumat. Luăm o foarte scurtă pauză, după care revenim în partea a doua a emisiunii și haideți să vă stârnesc un pic. În partea a doua a emisiunii o să am 2 invitați. Al doilea invitat care o să se așeze lângă domnul Bulai de la PMP, candidat pentru primar din Sagna, va fi, cine va fi? Un invitat surpriză. Într-un minut jumate ne reîntâlnim. Fiecare călătorie începe cu un pas. Fiecare aventură începe cu o curiozitate. Fiecare carte începe cu o pagină. Fiecare poveste începe cu un cuvânt. Fiecare lider începe cu un vot. Și aceasta este direcția spre care mă îndrept. Fiecare călătorie începe cu un pas. Fiecare aventură începe cu o curiozitate. Fiecare carte începe cu o pagină. Fiecare poveste începe cu un cuvânt. Fiecare lider începe cu un vot. Și aceasta este direcția spre care mă îndrept. Fiecare călătorie începe cu un pas. Fiecare aventură începe cu o curiozitate. Fiecare carte începe cu o pagină. Fiecare poveste începe cu un cuvânt. Fiecare lider începe cu un vot. Și aceasta este direcția spre care mă îndrept. Fiecare călătorie începe cu un pas. Fiecare aventură începe cu o curiozitate. Fiecare carte începe cu o pagină. Fiecare poveste începe cu un cuvânt. Fiecare lider începe cu un vot. Și aceasta este direcția spre care mă îndrept. Din nou înțeleg la Vestea Tic Tac, în partea a doua a emisiunii în care discutăm despre ideea invitatului venit din mijlocul oamenilor revoltați, domnul Marian Bulai, PMP, candidat pentru funcția de primar de Sagna, dar ce avem noi aici? La pauză s-a umplut masa, așa ca la oamenii gospodari. Cred că a venit după culoarea sau mirosul merelor de pe masă, domnul Bogdan Gavrilescu, președintele PMP Neamț. Bună seara, bine ați venit și dumneavoastră! Bună seara, mulțumesc de accept și mulțumesc, Marian, că mi-ai dat o fracțiune din emisiunea ta. Eu sper să nu vă fure tot timpul. Vin la emisiune din acțiunea stradală. Astăzi a fost autocarul Alianței Dreapta Unită în Piatra Neamț și am fost împreună cu colegii pe străzile orașului din Piatra Neamț. Și bineînțeles, alături, toată ziua alături de candidații noștri din județ. La Sagna am fost duminică și am făcut o lansare la Căminul Cultural alături de Marian și din încheierea intervenției mele, Sagna are nevoie de Marian. Marian este singurul om care poate schimba lucrurile în Sagna. Dacă Marian și oamenii din Sagna nu înțeleg că singura schimbare este anul acesta, pe 9 iunie, în Sagna, este cu Marian și cu Adu, cu PMP, PMP-ul vine cu oameni pentru oameni. Marian este omul care în toți anii de privat, în anii în care a muncit, a încasat, a absorbit fonduri europene mai mult decât a absorbit toate comunele din jurul Sagnei și 2 milioane de euro. Păi primăria Sagna, care doamne reprezintă pe toți oamenii de acolo, nu oate, la ce aud că nu are nicio investiție serioasă și 2 sate din 3, plus al 3-lea pe jumate, fără apă potabilă în 2024, domnule Gavrilescu, pe bune, adică ne întoarcem în epoca medievală. Am reușit să-l opresc un pic pe domnul Gavrilescu pentru că vreau să vă întreb pe dumneavoastră, că am primit și întrebarea asta, avem și multe mesaje de succes, singurul om care poate schimba Sagna, succes Marian, succes, un om pentru oameni, și vreau să vă întreb, bun, care este oferta dumneavoastră? Că vă place, nu vă place, cetățeanul spune, da, domnule, îl votez pe ăsta, dar ce ne faci? Altădată întreba ce ne dai, ce ne iese. Bun, acum măcar întreabă ce ne faci în comună ca și primar. Care ar fi acele probleme la care veniți cu soluții? Da, bună întrebarea. Eu aș pleca de la premiza că promisiuni nu se fac. Este perioada care e cea mai grea și mai ales cunosc un pic situația din primăria Sagna. S-a făcut niște proiecte și contracte de creditare pentru gazul care a fost tras în comuna Sagna cu 4 ani, 5 chiar, de ordinul miliardelor. S-a îndatorat comuna cu 35 de ani. Adică este foarte greu. Ceea ce pot să promit este că dacă voi ajunge acolo cu siguranță... Stați un pic, mă întrerup. Și aici cer opinia domnului Gavrilescu. Noi, eu știam că gazul e singura investiție pe care o face privatul, îl face niște calcule, ia o licență de la nu știu ce autoritatea măsii din România care răspunde de gaz, pe care privatul vine și face investiția pe care și-o amortizează în timp, luând mai mulți bani pe gaz, pe românește. Primăria în ce se investească? În studii? În studiile private? Voi, tot eu vă răspund. Vă rog, președinte, dați-mi voi. Vă spun de ce. S-a grăbit înainte de campania 2020 să facă acel proiect cu gazul din fonduri proprii. Și s-a îndatorat cu credite bancare ca să grăbească, să demonstreze în Sagna că el aduce gazul. E o aberație. Deși era clar și se știa de acele proiecte pe Angel Saline cu gaz la limita proprietăților de care spuneți dumneavoastră. A făcut o ambiție prostească. Până la Angel Saline eu vă dau localități din Iași, vă dau două, că de acolo știu situația, Roznov și Zănești, unde investiția a fost făcută de investitorul privat. Este o mare prostie făcută investiția din banii OAT-ului, pentru că acea proprietate, acea investiție trece automat în proprietatea distribuitorului de gaz. Deci este o prostie, dar golănii care se fac, golănii am întâlnit de tot soiul, acolo a fost o golănie, așa cum a zis Marian, este o golănie pentru a scoate ochii oamenilor, vezi, Doamne, ce am făcut eu, dar nu au făcut altceva decât să îndatoreze oamenii, când puteau foarte bine să aducă apa în comună, puteau foarte bine să rezolve alte priorități. Domnul Gavrilescu, sărim de la un subiect la altul, apropo de golănii și de minciuni. Deci, am văzut că astfel de autorități, și când dau banii la ușă, îi refuză că vor să facă ei de capul lor. Și s-a demonstrat de multe ori că fac prost sau nu fac sau așa. Iar cea mai bună dovadă este zilele astea, și mă duc spre un scandal național. Azi, minune mare, au intrat primii 50 de copii cu cancer în spitalul privat, spitalul făcut din bani privați de către Asociația Dăruiește Viața. Atenție, spital terminat de construit, predat nu știu când, la care Ministerul Sănătății a cerut, domnule, vreau să ne explici, nu cât costă mărul, cât costă codii, ca să ia moca acel spital și să-l facă operațional. Și a ieșit un scandal zilele astea, domnul Rafila a aruncat pe piață diverse acuzații cu noi nu plec de la prezumția de bun simț, de cinste, dar avem o echipă care, nu știți voi cum e cu birocrația. Ieri o doamnă din CR2, doamna Oana Gheorghiu, a ieșit cu un comunicat public și a explicat cum oamenii trimiși de minister ca să preia un spital făcut din donațiile a 350.000 de români puneau, practic, de luni de zile, bețe, bariere, sabotau, domnule, darea în funcțiune reală a acelui. Deci, așa și acolo. Poate să-ți vină privatul, firma privată care operează gaz, să-ți facă investiția pe banii lui, repet, cum s-au făcut, cred că în 30 din comune din Neamț. Mai mult. Nu, lasă că facem noi, că suntem încăpățânați. Facem, dar nu ducem până la capăt, dar tocăm bani publici și acolo, de fapt, mai rămâne ceva grav în urmă după acest proiect eșuat. Mâine, dacă vine alt primar și vrea să dezvolte comuna și are nevoie de credite, de coparticipări la finanțări, el dă deja de un grad de îndatorare foarte mare care îl blochează. Succesul se diminuează. Corect. Asta e o problemă principală și revin la întrebarea dumneavoastră. Nu pot promite foarte multe, adică nu sunt omul promisiunilor, în primul rând, sunt omul faptelor. Adevăratelor de campanie. Da, nu. Vreau să merg pe realitate, merg pe ideea că o să fie foarte mare transparență în banii publici cheltuiți. Adică nu-mi permit, cum a fost în mandatul ăsta de consilier, am auzit că și-am descoperit în contabilitate la primărie un gard la Vulpășești, la o școală din Vulpășești neterminat, s-a cheltuit până în ziua de astăzi 90.000 de lei. Acolo un miliard de lei vechi. Nu, deja e deplorabil. Avem un caz într-o comună pe Valea Muntelui cu anchetă DNA pentru un gard. A scris presa, a sărit opoziția în CJ și s-a oprit deocamdată. Un gard Zvarovski l-am numit eu, undeva la o școală specială de subordinea CJ-ului. Deci băieții ăștia atâta știu, garduri, SF-uri care nu le mai punem în operă, să ciugulească, dar fug de bani europeni. Teamă că acolo nu pot să bage mâna unde trebuie. Îmi spunea cineva de comună, primarul nostru ne-a spus că nu vrea bani europeni, că vrea să doarmă noaptea liniștit. Domnilor primari, nu dorm noaptea liniștiți primarii care fură din banii europeni, care acceptă lucrări proaste la recepție. Dar în România s-au dezvoltat atâtea comunități cu bani europeni, cu proiecte bine făcute. Da, iar o parte urâtă în Sagna, ca să vedeți că lucrurile nu evoluează ca oameni în Sagna. Marian a făcut un anunț în Sagna pentru acțiunea de duminică, pentru lansarea de duminică, iar contracandidații lui au binevoit să facă pomeni electorale, să care oameni la Iași să le prezinte mănăstiri și alte lucruri. Fix în ziua aia. Fix în ziua respectivă. Doamne, te-am dat că se tem de el. Și ședințe în cadrul de duminică la nivelul școlii. Adică adun toți părinții pentru că sunt ce probleme? De ordinul copiilor și învățământului. Și dar ședința aia la nivelul școlii a fost convocată de un director. Deci da, sigur că da. Și acolo ce să vedeți? Că aici am vrut să și ajung. Noi, ca și consilieri, ne-am dat indemnizația și am vrut să mai facem un pic de ordine, adică prin sălile de clasă a copiilor. Și s-a ajuns benevol și oameni cu voluntariat care au făcut ce au făcut. Deși primăria trebuie să asigure asta. Și au făcut-o voluntar și s-au renovat unele săli de clase. Printre care, la ședință, problema cea mai mare era că acea clasă a unor persoane care deja au făcut un ciclu de la 1-4, acum vor să rămână tot în acea clasă, deși până acum acea clasă 1-4 trebuia să mute, de la 5-8 trebuia să facă altă clasă. Nu ne mutăm de aici, noi am pus bani, noi am muncit aici, lăsăm copiii să stea aici. Ce să înțeleg? Că voluntariatul nu este voluntariat? Ori ai făcut voluntariat și nu te mai interesează, ori te interesează ca copiii tăi să stea în clasă. Au intabulat clasele. Au intabulat clasele, da. Sau ce să ne temem de acum încolo? Că la finalul acestor iau varul înapoi, iau parchetul înapoi. Deci au făcut doar numai niște promisiuni și au încercat să facă, să-și atragă asupra lor. Vorbesc de echipa contra candidatului meu PNL, doar ca să iasă în vedere, să iasă în față că ei au făcut. Deși, repet, și eu am contribuit la foarte multe din acestea, încă o chestie. Dar domnule, când dai de pomană, dai de pomană. Păi nu, sau ce, faci voluntariat și apoi nu, condiționezi, nu, că aici am făcut eu și aici trebuie să stea copilul meu până la dezbătrân, sau ce, nu, e josnic unde am ajuns, sau materialele și tot ce s-a vândut, clar, unde s-a vândut, la o anumită magazin cu material de construcții. Deci, nu cred eu că acea pomană și voluntariatul ăla este tot. Dar totuși a fost ceva acolo. Mă rog, dacă s-a făcut pomană sau voluntariat, să rămână la nivelul ăla. Nu să pretindă după aia multe alte lucruri. Apoi la Vulpășești s-a făcut au fost 4 fântâni, una lângă altul, într-un loc foarte aproape de mine. Și tot la inițiativa noastră acolo am zis că să le adâncim pentru că acele ape de suprafață au cedat. Da. Trebuia refăcut ceva, trebuia făcut o reorganizare acolo să vedem cum captăm apa aceasta. Am adus niște cunoscători, am făcut niște studii CEO și mi-a spus, băi, aici așa dacă vin, aici o să fie apă în continuare. Atunci, la inițiativa domnului Roca, am luat cu toții, am pus mână de la mână, au scos acele 4 puțuri și am zis să facem 2, dar mai adânci, cu aceleași tuburi. Practic, se golea, se punea unul peste altul, se făcea mai adânc. Am făcut lucrul ăsta eu am plecat în perioada aia, nu am fost acolo, când m-am întors înapoi, era doar unul. De ce? Celelalte tuburi erau pe margine. Nu s-au putut, că se surpau, deci n-am făcut mare. Și pe mediul online, tot pe rețele de socializare, noi am făcut indemnizația noastră. Care indemnizație? Că am fost și eu, am fost și oameni care au făcut voluntariat, a trimis și primăria 3 mașini de fiatră. Obraznicul mănâncă praznic. Da, cam așa. Da. Dar revenind, mi s-a părut la fel de important ca tot ce a spus până acum, ideea aia într-o comună undeva, un candidat politic de la un partid oarecare are o acțiune de lansare, orice acțiune. Fix în ziua aia, duminica la școală, și presupun că e premieră, că nu facem fiecare duminică precum preotul slujbele, face o ședință cu părinții și se vede din avion că, de fapt, este o șmecherie de sabotare a acelui candidat, pentru că părintele pus între alegeri va merge unui copilul la școală, dintr-o mie de motive. Dacă îl rog pe domnul inspector general actual, Ciocoiu, cred că se numește, domnule Ciocoiu, sunteți în zona Roman. Chiar dacă aveți o haină politică, eu am auzit că sunteți un om care vreți să vă faceți partea administrativă corect. Vedeți un pic cât de normal este ca în precampanie electorală, în ultima lună de precampanie, unii directori de școli apropiați de același partid în care sunteți dumneavoastră, adică PSD, sau PNL. Dar el e în PSD, Ciocoiu. Da, organizatorii au fost din partea PNL. Da, nu știu. El nu mai contează, că oricum sunt împreună la guvernare. Da, sigur. Ne spune imediat, domnul, așa. Dar vedeți dacă unii directori de școli e normal să facă ședințe cu părinții duminica, fix când unii candidați au și ei acolo un Zaia Feta lor, să-l numim așa, o acțiune de lansare. Eu cred că este imoral și asta arată faptul că unii directori de școli fac jocuri politice. Nu vă mai certați, mamutul PNL-PSD sunt împreună, acum 2 săptămâni și-au semnat, înțelegerea pentru a guverna în următorii 10 ani. Cât e de asta cu 10 ani n-am auzit? Da, dar este o minciună care o aruncă astăzi în precampanie pentru a bulversa electoratul. Eu sper că pe 9 iunie oamenii să se trezească, să voteze cu capul, să voteze cu sufletul și de asta am venit în fața dumneavoastră cu oameni, pentru oameni, oameni care sunt devotați locului din care fac parte, oameni care vor să schimbe ceva. Oameni buni, e ceasul al 12-lea. Treziți-vă și haideți să facem adevărata schimbare. Marian este aici tocmai și cu... Nu vă gândiți că a fost ușor de a-l convinge pe Marian să candideze la primăria Sagna, dar cred că Marian este singurul om care poate astăzi să schimbe soarta Sagnei. Da, așa este și eu aș adăuga aici iarăși cu multă responsabilitate am luat decizia să candidez, deși vroiam să nu mai candidez, că am candidat de 3 ore, asta e a 4-a oară, dar totuși am crescut, zic, sub privirile dumneavoastră și în comunitate și îmi doresc acea schimbare în bine, pentru că Sagna o merită. O merită, pentru că în ultimii 4 ani eu am vrut schimbarea din 2008, de când m-am întors. Ei, în ultimii 4 ani am făcut schimbarea dând votul domnului vice actual, votul cel mai greu, care zic eu din viața mea a fost, și a cântărit cel mai mult, dându-i postul de vice. Am făcut campanie, am făcut majoritate în Consiliul Local, am susținut dreptatea, am spus lucrurilor pe nume. Acum m-am trezit în ședința din 28 a 3-a 2024 cu propunerea celor 600.000 veniți de la Consiliul Județean să se ducă tot pe gaze, pe niște cheltuieli care au fost făcute deja în Sagna. Și nu este corect, am spus că nu este corect, a fost în mandatul trecut. O fi doamnă unul care are proiecte STP-uri de gaze, mă doare capul, adică totuși, repet, sunt privați care investesc din banii lor tot, de la studii la orice. Tu, primărie, poți să-l ajut să-și ia mai repede vizitele de la tine, punct. Au cheltuit niște bani pe gaz, n-au făcut nimic și acum, dacă tu le-a dat CJ-ul pleașcă niște bani... Hai să-i îngropăm, hai să-i îngropăm să nu se vadă. La un moment dat, nu știu ce primărie cumpără vopsea, că e un prieten care are vopsea. Deci eu cred că primăria din Sagna are un prieten care are studii, desene frumoase cu țevi de gaz. Da. Și tot aici, în ședința de Consiliul Local, când m-am prezentat și am văzut unde vor să ducă banii, și în ședința de comisie care fac parte economică, am zis că nu este corect, pentru că noi avem deja făcut partea de gaze în Sagna, chiar însuși domnul primar a recunoscut că a făcut-o în totalitate 100% și l-am întrebat dacă sunt facturi scadente, arierate pe baza asta și zic că nu, doar la mica înțelegere, când le intră banii, facturăm și îți dăm banii, că s-a făcut străzile adiacente, mă rog. Spusele dumnealui, nu știu exact, n-am intrat în polemică, după care a ieșit un alt scandal cu sala de sport de la școală, unde eu am susținut și în anul trecut acest proiect, chiar am fost de acord și din economiile care le-am făcut la gunoi, la Rosal, am reușit să facem o economie prin eforturile care le-am depus noi ca și consilieri de a schimba modul de colectare. Și am făcut economii de 250.000, am zis că acei bani să vină pentru sala de sport, că este important, o sală de sport la Sagna nu este unde, nu avem unde să ducă copiii să se joace, să-și facă activitățile școlare, sportive. Este urgent nevoia, am susținut acel proiect în anul trecut, ba chiar mai mult cu alianța Consiliul care am făcut-o, am cerut acel proiect să-l pot vedea, să văd de ce nu reușim să dăm mai departe. Mi l-a prezentat domnul vice spunându-mi că trebuie dus la modificat pentru că a fost greșit făcut și suma este prea mare, 800.000, s-a pus doar niște ardosele foarte scumpe, groaze, care nu sunt necesare și așa că îl va trimite la modificat. Am pierdut acei bani prevăzuți de anul trecut la buget pe motivul că s-a modificat s-a dus la modificat și va veni mai ieftin. Ne-am trezit în anul acesta cu acel proiect venit și la buget nu era prins pe ordinea de zi. Nu era prins în buget acei bani pe anul 2024. Am refăcut modificări și am cerut modificări, am cerut amendament la buget pentru punerea sumei pentru sala de clasă. Am votat cu majoritatea tot 8/7, deci am susținut proiectul și l-am votat, deși ceilalți 3 ani am spus-o și o repet, eu bugetul la Sagna nu l-am votat pentru că nu mi s-a părut un buget corect. Și am zis că ăsta este bugetul domnului primar, este domnul Iacob, nu este al Consiliului Local. Nu pot vota atâta timp cât nu ne cere părerea în ceea ce face. Ne trezim puși în fața faptului împlinit, trebuie bani acolo. Am mai auzit zilele astea într-un discurs de primar baron în altă comună. Nu, la noi jucăm. Așa, un mesaj de genul, uite un contracandidat care n-a votat niciodată bugetul sau investițiile. Bine, era o minciună. Ceilalți votaseră investițiile, dar pe de altă parte, dacă tu primar spui propriu vice, deci ai tu pe să spui că ai o majoritate. N-ai nevoie de votul celorlalți. De fapt, votul celorlalți funcționează uneori ca o cauționare a unui buget de persoană fizică, cum am spus mai devreme. Deci, domnul primar, dacă aveți tu să nu lucrați cu un viceprimar de opoziție, ci doar cu un viceprimar de culoarea voastră și mai și puteți, nu vă mai plângeți de opozanți, că opozanții nu vin în consiliile locale să fie ca restul mașinii de vot pe care o aveți cu mânuțile legate. Ei vin acolo să întrebe și mai mult, chiar să negocieze, pentru că mie mi se pare corect un consilier local de la alt partid să spună, domnul primar, eu votez bugetul, dar vreau 3% din bugetul comunii să se ducă și spre prioritățile pe care le văd eu. Dacă tu vrei să conduci ca un tătuc chinez, ruso-chinez, păi de ce te mai plângi? Pentru că înseamnă că n-ai convins pe aia din opoziție și n-ai avut acea deschidere a negocierii de care tot vorbim, cu toții. Și transparența banului public, aici este. Faci investiții într-un gard de 90.000 care este deplorabil. Hai să le desport. Dar poate are gardul ăla vreo 5 km, nu știu. Nu trec toată ziua, e deplorabil și nici neterminat. Deci, și gardul ăsta la ce obiectiv este? Școala din Vulpășești. Din Vulpășești. Poate ajung zilele astea prin zona Roman și pozăm acest gard, vorbesc cu cei de la Google Maps, poate dau și ei 2 ture cu mașina să facem obiectiv turistic, domnule. Că o groapă într-un oraș, bine, acolo e o chestie de promovare, a fost zilele astea refilmată zona de Google Maps, pentru că, într-adevăr, cu niște meme-uri pe net, au zis să ia, bă, nu e în stare, domn primar, să astupe o groapă într-un orășel mic undeva în Ardeal. Hai măcar să facem promovare turistică. Că noi nu avem cimitirul Vesel ca la Săpânț, avem groapa Vesel. Așa și-a spus, să fie gardul Vesel. Da, că gard Svarovski un alt proiect care sper și este omul care poate promova acest lucru este proiectul cu promovarea producătorilor locali cu acele depozite în care să-și țină producătorii locali și poată vinde la marketurile mari, pentru că este păcat să avem producători locali și Marian este un exemplu de producător local, să nu ne promovăm produsele noastre, să nu le vindem și cetățenii din România sau din județul Neamț să nu consume produse autohtone. Păi domnul Bulai vine din zona producătorilor agricole, adică... Și aici vreau să completez și eu ceva, ca și producător vă spun, nu este atul meu de a mă lăuda, dar trebuie să o zic cu mâna pe inimă pentru că mă doare. Ca și producător local, eu pentru Comuna Sagna am făcut foarte multe și voi face. Și vă spun, din contabilitatea mea, vă spun cu tot curajul și tot riscul și o pot face și publică. Tot ceea ce am făcut în toți anii ăștia, ca și producător local, am făcut ca acei bani care i s-a transformat în arendă, în produse sau în ulei, au ajuns pe piața locală. de ordinul sutelor de mii de lei, plus impozitele pe care le plătiți la administrația locală, plus impozite, plus salarii, plus... Deci sunt... N-ați robotizat tot, mai aveți salarii. Mai avem, da, avem. Cât salarii ați aveți? 5 angajați. Doamne, și când vine ziua de salarii și de taxe la stat, cum dormiți cu o noapte înainte? Trebuie să ai conturile pline ca să dormi bine. Dar și aici, o paranteză, noi încercăm să fim cât mai vigilenți, să avem stocul pregătit pentru salarii, pentru că cine muncește trebuie și plătit. Și merg pe premiza asta, muncești, vei fi plătit, nu muncești, mai bine stai acasă. Cine n-a muncit la noi, la Sagna, în ăștia 4 ani a fost primarul și viceprimarul. Unul a intrat pe o ușă, că am spus-o și în ședință, că primăria Sagna sunt cu două intre, ușa din dreapta și ușa din stânga. Pe ușa din dreapta a intrat primarul, pe ușa dreapta a intrat viceprimarul. Când intra primarul, ieșea viceprimarul. Când intra viceprimarul, ieșea primarul. Se completau. Se completau. Fugari. Deci eu așa am numit copiii de la școală când chiulesc, se numesc chiulancii, fugari. Atunci profesorul ce le face? Le dă o lecție, ori îi face oameni mari, ori rămân repetenți. Noi, săvninii, din cauza acestor fugari, noi suntem repetenți la fonduri europene și la demonstrat. Da, păi, de multe ori din ședință s-a tot ridicat în picioare și a plecat ca fugarul, de aia repet, cu fugarul, noi chiar am luptat în Consiliul Local, se ridica că nu-i convenea și pleca. Păi, dom'le, stai, dom'le, aici, ești primarul ales, stai aici, dai răspuns pentru oameni. Pe domnul Bulai trebuie să-l mai aducem la emisiuni, că vedeți câte are de spus. Sunt foarte multe. Dar suntem la final de emisiune, a trecut repede. Domnul Gavrilescu, azi sunt la anii cu dumneavoastră, că ați venit numai în partea a doua. Vă dau nu 10 secunde, ci 15 să ne vorbiți despre ce se întâmplă joi la Piatra Neamț, că am înțeles că aveți mari musafiri. Da, în primul rând, așa cum am făcut în toate UAT-urile din județul Neamț și continuăm cu lansarea candidaților Partidului Mișcarea Populară, Alianța Dreapta Unită, așa facem joi, la Piatra Neamț lansăm candidatul Dreptei Unite, Alina Tatomir, și va fi susținută și vom avea și invitat special Eugen Tomac, președintele partidului... Băsescu 2. Băsescu 2. Îmi pare rău, președintele Traian Băsescu, dacă s-ar fi simțit bine, ar fi venit și el, pentru că îi place la Neamț și de câte ori am putut l-am adus. Dar toți candidații din Neamț au susținerea în totalitate a președintelui partidului și miercuri avem lansarea la Piatra Neamț și, bineînțeles, întâlnire cu tot activul de partid al PMP-ului de la joi, scuzați-mă, joi seara planificasem pe la 10. Conferința de presă la 10, acțiune, masa balul și fericitările cu ghilimele de rigoare, acțiune stradală joi în jurul prânzului și întâlnire cu activul de partid joi seara. Iar eu, împreună cu candidații din județul Neamț, voi fi prezent în UAT-urile, acolo unde PMP-ul are candidat, din partea Partidului Mișcarea Populară sau din partea Alianței Dreapta Unită. Am înțeles, mai am o întrebare pentru dumneavoastră, domnul Gavrilescu. La ce anume veți candida în iunie? În momentul ăsta nu candidez. Deloc? Deloc. Păi ce faceți? Conduceți partidul și nu luați și sulița? Toți acești tineri candidați trebuie să aibă o gardă de corp. Eu sunt garda de corp a tuturor candidaților Partidului Mișcarea Populară și cu siguranță vor fi rezultate și aștept oamenii să își dorească cu adevărata schimbare și pe 9 iunie, pe 10 iunie să sărbătorim că s-a făcut cu adevărat schimbare. Am înțeles. Domnule Bulai, 15 secunde ești dumneavoastră. Acolo în camera aia e cetățeanul ăla care parcă ar vrea o schimbare, dar nu înțelege de ce ar trebui să vă voteze pe dumneavoastră și nu pe actualul primar sau vice, PSD, PNL. De ce pentru Sagna adevărata schimbare este Marian Bulai? Votați Marian Bulai, votați cu inima, cu capul, cu mintea, cum se mai spune. Votați pentru schimbarea în bine. Votați pentru o comună europeană. Votați pentru un trai mai bun. Mulțumesc celor doi invitați în această seară. 10 secunde. Vrem o țară ca afară. Vrem o Sagna ca afară. Singurul om care poate să schimbe Sagna, să fie o localitate ca în vestul Europei, este Marian Bulai. Ok, mulțumesc invitațiilor, mulțumesc emisiei, vă mulțumesc dumneavoastră celor care ne urmăriți. Azi e marți, mai avem sigur emisiuni și miercuri și joi. Mâine seara cred că chiar doi invitați. Așa că în format video ne vedem seara de la 18. Până atunci puteți și să răsfoiți știrile din vestea.net, unde de exemplu aseară, ca și restul presei naționale și locale, am scris că se apropie momentul, așa declară ministrul Justiției, în care cel mai cunoscut infractor fugar din județul Neamț se poate întoarce acasă și de ce nu să facă și o vizită la podul de la Luțca, pe care a făcut un milion. Da, în România te poți aștepta la orice, depinde de alegători până la urmă. La revedere, ne vedem mâine seara, mulțumesc!